Zona Bejan, care include spațiul de picnic, Valea Bejan și intrarea în pădure, a beneficiat sâmbătă de o acțiune de ecologizare. Startul campaniei de curățenie a fost dat de Primăria Municipiului Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală. Însă, din păcate, vremea reală a cam dat peste cap planurile autorităților locale. Din cauza ploii, foarte puțini voluntari au luat parte la acțiune. Primăria Municipiului Deva a demarat campania de curățenie în mai multe zone ale orașului. Astăzi ne aflăm în zona Bejan. Din păcate, vremea nefavorabilă ne împiedică să desfășurăm acțiunea așa cum am planificat-o și i-a descurajat pe mulți dintre cei care au anunțat că ni se vor alătura. Dacă va continua să plouă, vom prelungi campania de curățenie până după sărbătorile și după sărbătorile de Paști. Suntem de la Colegiul Tehnic Transilvania din Deva și am fost înștiințați că se face o acțiune de ecologizare și copiii au fost de acord să venim să curățăm un pic zona Bejan, așa cât putem noi. Pădurea Bejan a fost numită arie protejată în anul 1936. Aceasta se încadrează în categoria a patra ca zonă de management al habitatelor speciilor, aceasta fiind o rezervație naturală de tip forestier cu o suprafață de 70 de hectare.